Înaintea oricăror alte venituri și în ciuda proverbului că toamna se numără bobocii, colectiviștii din comuna Tomnatic, regiunea Banat, s-au bucurat de câștigurile din sectorul zootehnic. După zootehnie s-a remarcat prin rezultate sectorul legumicol. Roșii timpurii pe 30 de hectare. Colectiviștii din Tomnatic au repartizat legumiculturii 92 de hectare. Numai gulii, sau cum le alintă colectiviștii gulioare, s-au recoltat aproape două vagoane în două săptămâni. Porumbul a și primit prașila întâi, firește mecanizată. I-a urmat răritul manual. Se anunță recolte bogate.